Maestre, runele. Rune pentru săptămâna următoare. Pentru Berbec, un mesaj dublu. În primul rând să se relaxeze, iar a doua, e foarte simplu. Nu vă faceți griji pentru cineva foarte apropiat vis-a-vis de starea lui de sănătate. E o sănătate extraordinară. Dar vă cam trage în piept așa un pic. Vă păcălește. Prea compasiune. În schimb, Taurul are o chemare. Stabiliți-vă poziția în societate, în familie și acasă. Arătați cine sunteți, că altfel nu se poate. Nu puteți să vă să triumfați. Deci, Taurii trebuie să dea dovada plenitudine cunoștințelor, forței și să mai și spună cine e. Că degeaba spun eu, sunt talentat și nu fac nimic. În schimb, Gemenii, o suită de schimbări majore în săptămâna viitoare. Majore și benefice, da? Așa că nu mai vă faceți griji, că tu ești de fetista, mereu mă perturbezi. Așa, Răcușorul are două opțiuni. Se mută din locul de muncă sau își caută o casă nouă. Sunt lași care le vor pe amândouă, dar și sunt lași mai bogați. Înțelegi? Foarte bine. Așa. În schimb, cineva pleacă la atac și face Leu. Uraganul. Leu dezlănțuie uraganul săptămâna viitoare, dar sfatul unei zice, nu vreți voi să vă liniștiți? Rămâneți calm că tot voi câștigați. Nu mai faceți gălăgie. Vine Fecioara, să vedem ce zice Fecioara. Ia uite ce a pățit Fecioara. Bunjo! Maestre, ați mai adus? L-am mai avut în... Recent. Septembrie, octombrie, nu mai știu. Recent a fost la Fecioara. Recent la Fecioara. Da. Doamne ajută. Vezi? Foarte bine. O Fecioară trage un loz norocos. O Fecioară norocoasă a tras lozul cel mare. Vungio, ai câștigat pe toate planurile, să fii sigur. În schimb, Balanța, ia să vedem. O certitudine că cineva care se gândește la mine, în mod special, îmi va trimite un cadou minunat. Ce bucurie! Da, Doamne! Păi da, credința ceva care se poate număra, nu? Păi nu știu, poate să fie orice. Dacă îmi place, eu mă mulțumesc și cu puțin. Nu. Scorpionul. Scorpionul intră în planurile divinității. Sunt protejați o săptămână întreagă, indiferent ce fac. Asta e bine. Protecția divină. Nu e rău, e chiar foarte bine. Iar aici cineva e pe o poșghiță de gheață foarte subțire săptămâna viitoare. Și asta se întâmplă pentru săgetătorii care, nu știu, au plecat de sculții, nu și-au luat papucii ori de plajă. Ori ducem o bătălie, ori suntem pe o poșghiță de gheață. Aveți voi de... Mai aveți karmic ceva de plătit de anul trecut, nu le-ați rezolvat? Nu am rezolvat, am înțeles. Așa. Iar cineva foarte norocos, simbolul dragostei, ceva nou, fierbinte, Capricorn. O dragoste nouă, a dat dragostea în Capricorn. Ținte, nene! La început de an, așa? Păi da, păi era planificat. Am zis pentru luna februarie că se întâmplă minuni de gen. Iar cineva trebuie să-și facă bagajele. Vărsătorul își face bagajele pentru că astele anunță o călătorie. Iar peștișorii ca și lei, sunt puși pe arțag. Au chef de ceartă. O mică bătălie cu cei din jur, dar spune, ai mă, stai mă, peștișorule, nu mai fi îngrijorat de bătălia asta. Stai liniștit că tot tu câștigi, că tu ești mecher. Mai este dacă am furtunoasă săptămâna viitoare așa. Furtunoasă? E cam furtunoasă, păi a debutat cu așa și meteorologic e furtunoasă. Cu schimbări de temperatură, sus, jos, n-avem ce face. Da. Asta e femarte. Luna a doua din 2022, da, săptămână furtunoasă.